Salut, berbeci! Voi face citirea pentru săptămâna 20-26 martie, o săptămână importantă, o săptămână în care avem foarte multe evenimente astrale și le veți găsi la horoscop. Pentru unele aveți și runele, sfatul Normand, sfatul tarotului ermetic. Haideți să vedem această săptămână ce evenimente va aduce vouă perbecilor. Avem la baza pachetului un rege de bute. Vorbim despre un bărbat cu ascendent zodie în uh, leu, un bărbat care vrea să arate că vrea să vă ajute, uh, să vă susține într-o problemă, uh, cât de cât vă puteți uh, ajuta cu el, dar întotdeauna să țineți cont de faptul că el își urmărește și el scopurile lui. Deci, uh, nu este chiar un lucru așa uh, simplu. Acesta ar fi principalul aspect. Să vedem pentru voi. Voi. Aveți o regină de spade, o femeie mentală, în vârstă, cu care puteți discuta, am putea spune. Sau dacă sunteți femei și v-ați născut cu luna plină în Berbec sau în Balanță, sunteți voi. Este o diagonală, dar o, o, o poziție. Am putea spune că găsiți idei, găsiți soluții. Căutați tot timpul soluții, deschiși la nou, deschiși la uh, noutăți, deschiși pentru a comunica. Este un aspect foarte important pentru voi. Dar uh, trebuie să fiți atenți că, dacă sunteți bărbați și vreți să ajungeți la inima acestei femei în vârstă, adică să-i cunoașteți sentimentele este imposibil, niciodată nu-și va arăta aceste sentimente. Deci, cam acesta ar fi principalul aspect, dar mai mult s-ar putea să ajunge să o urți. Berbecii, dacă vreți fericirea, s-ar părea că în calea voastră stă chiar lilit. Marea preoteasă. Marea preoteasă arată acele aspecte benefice, dar și malefice. Acele aspecte în care deține cunoașterea, deține secrete, vă poate arăta din secretele, dar niciodată nu vă dă, nu vă pune la dispoziție secrete, un secret. Dar, în schimb, ea caută tot timpul să afle secretele celorlalți. Este bine, totuși, să fiți prudenți în ceea ce privește această femeie, să nu-i puneți secretele voastre la dispoziția ei. În ceea ce privește cunoașterea, în, cuno în calea cunoașterii voastre aveți totuși blocaje dacă vreți să mergeți la un curs. Nu o să puteți să mergeți. Dacă vreți să urmați uh, uh, niște studii va fi dificil. Dacă vreți să călătoriți la fel va fi dificil. Aveți foarte multe blocaje, uh, Create de oameni care nu vă au la inimă. Este momentul să vă ascundeți scopurile. Vom merge mai departe. Resursele, locul de muncă și cariera. La resurse, bunuri materiale, s-ar părea că aveți aici judecata. Poate că voi chemați pe cineva în judecată sau altcineva vă cheamă pe voi în judecată. Deci este un moment uh, dificil. Un moment în care orice acțiune trebuie să vă pună totuși pe gânduri, fiindcă dacă voi acționați pe cineva, trebuie să cunoașteți forța de reacție a celelalte persoane uh, și, bineînțeles, uh, legile după care se judecă. Deci, uh, este un aspect destul de dur, dar dacă vă gândiți la uh, judecata uh, divină, atunci puteți să vă gândiți la adevăr și la dreptate. Adevărul etern și dreptatea eternă. În ceea ce privește. <coughs> uh, de obicei, reprezintă balanța cu spada. Poate fi acea spadă care pedepsește pe cei incorrecti și ajută pe ceilalți. La locul de muncă, munciți foarte mult. Este o muncă care este contestată de persoanele care nu. Uitați-le și aici: un nou de spade, nu v-au la suflet uh, și. Uh, nu prea puteți face nimic, dacă încercați să vă faceți dreptate, voi singuri nu veți putea. Deci nu puteți să le schimbați, concepțiile, cam asta este. Nu aveți ce face. În ceea ce privește cariera, foarte mulți dușmani, gata să vă sfâșie. Este bine să vă ascundeți scopul. Ci în orice situație s-ar părea că în ceea ce priveți resurse, loc de muncă, bunuri materiale, ceea ce creați voi munca voastră, este bine să vă ascundeți scopurile. În ceea ce privește comunicarea, cu apropiați contractele și relațiile. În comunicarea voastră aveți aici luna. Luna vă atenționează, este o carte de atenționare, aveți un drum de parcurs. Este un drum greu, un drum dificil pentru voi. Nu este ușor să treceți prin, pe acest drum care este păzit de un lup, de un câine, de un rac. Am putea spune că aceste personaje vă mint, vă bârfesc, vă întind capcane, vă fac rău sub orice formă vă lingușesc astfel încât să afle secretele voastre sau să afle scopurile voastre și deci comunicarea voastră cu apropiația am putea spune că dacă puteți evitați să comunicați, dacă nu puteți și trebuie să comunicați cu ei lăsați această nepăsare a racului care trece pe lângă voi și nici măcar nu privește, trebuie să fiți foarte atenți, să observați și să acționați în consecință. În ceea ce privește contractele, asocierile, procesele, pentru unii berbeci, căsătoria, vorbim de o regină de băte, o femeie cu ascendent zodie sau lună plină în leu, o femeie energică, o femeie care știe să lupte, dar este o femeie aprigă, o femeie în care, la care trebuie să vă gândiți că este o rivală. Deci cumva este o rivalitate între voi și trebuie să fiți foarte atenți. În ceea ce privește relațiile, relații cu prieteni, protectori, Asociații profesionale? Aveți o împăcare, o înțelegere. Am putea spune că cedați și voi, cedează și ceilalți, astfel încât celălalt să ajungeți la o împăcare, la o armonie. Cam acesta ar fi aspectul. Trebuie să ajungeți la o armonie, o înțelegere. În familie, cămin, sacrificii, schimbări, pardon, scuzați-mă, sacrificii. Deci în familie poate să fie ceva legat de trecut, să aveți o rivalitate din trecut, dar totul pare care cam ca o creșjanală de copii. Mici minciuni, mici bârfe, mici răutăți. Nu prea știți niciodată cine câștigă în această situație, dar s-ar părea că este un aspect care vă influențează din trecut. În ceea ce privește uh, schimbarea, voi schimba ceva care să vă aducă noroc. Este bine de știut că dacă vă schimbați numai în genul să așteptați să se învârte acea roată în avantajul vostru, s-ar putea să greșiți. Nu știți niciodată cum se învârte această roată, dar sfatul arcanei este încercat să vă apropiați acest noroc prin a vă dori ce este posibil, ce este adevărat, ce este drept, prin a fi corecți în tot ceea ce faceți, dar și fermi, ascunzându-vă scopurile, vă protejați și cu fermitate veți reuși să păstrați o atitudine constantă, astfel încât să primiți cheia puterii în palma voastră. În ceea ce privește karma, sacrificiu, secretul, uh, datorii, uh, mistere. S-ar părea că voi vă descurcați cât de cât cu banii, știți să faceți o împărțire a banilor echilibrată, astfel încât să puteți să aveți uh, o sursă de bani, să puteți să puneți bani deoparte, să vă simțiți foarte bine. Cam aceasta ar fi citirea pentru voi. Deci, mare atenție la fericire, fiindcă fericirea este o capcană pentru voi ca această femeie cu ascendent, zodie, lună plină în rac sau un scorpion. Bineînțeles, comunicarea cu apropiații este dificilă și cariera, banii, resursele, munca, de asemenea și contractul, contracte, asocieri. Aceasta ar fi citirea pentru voi, eu vă doresc o săptămână frumoasă cu pliniri.